sfârșit cu Ziua Internațională a Femeilor, cu 8 martie, da? Dar de unde și cum ați aflat în curând? În primul rând vreau să vă mână acest buchet de la Lele, da? Să vă bucure sufletul. Aici aveți o tortă și ciocolată ca să mă ducească viața dumneavoastră frumoase. Așa. Și o șampanie ca să sărbătoriți împreună cu colegii, cu prietenii cei dragi. Da. Vreau să vă întreb, de la cine credeți că poate să vină această surpriză? Vă dați seama? Mai tare? La doamna Natalia. Ok. Așa. Exact, este din partea fiicei Natalia, ginerile Eugen, da? Așa, care v-a făcut astfel de sărbătoare frumoasă, o surpriză extraordinară. Și mai aveți și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Mamă, ce aș putea să-ți dăruiesc când nimic din lumea asta nu poate răsplăti dragostea ta? Nimic nu m-ar putea răscumpăra de la tine. Aș vrea tot timpul să zâmbești și să fii tot timpul fericită. Ești speranța și raza de soare ce surâde dimineața. Felicitări cu 8 martie, mămicu, cu multe dragoste, fiica Natalia, ginerile Eugen. Dacă aveți dumneavoastră de transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire, ce îi spuneți? Da, mulțumesc de tot sufletul, că am așa copii frumos și bine. Și mulțumesc.